Mamă. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou videoclip. Numele meu este Sergiu, iar astăzi vom face un nou experiment. 10 tipuri de sucuri plus gaz și bicarbonat. Poate că ați mai văzut acest experiment și la alți youtuberi cu suc și gaz, dar pe lângă aceste două chestii se mai adaugă și bicarbonat. Nu știu dacă știți, dar este un trend nou ca pe lângă aceste două chestii se mai adaugă și bicarbonat. Și că bicarbonatul ar ajuta la lansarea sticlelor de suc și mai tare, deci ar trebui să se ducă și mai tare și mai forță. Eu nu știu momentan dacă funcționează asta sau nu. Am văzut câteva clipuri, așa că sunt și eu curios de acest experiment și să vedem dacă este adevărată treaba cu bicarbonat și nu folosesc băieții și alte chestii pe lângă aceste trei, pentru că am văzut că se mai practică. Așa că înainte să trecem la acest videoclip, v-aș ruga tare mult să apăsați butonul de like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă și bineînțeles să apăsați și pe acel clopoțel pentru a fi notificați atunci când încarc videoclipuri noi. Bun, prieteni, am ajuns aici într-un loc sigur, avem aici toate sticlele de suc care le vom lansa astăzi. Începem așa cu Pepsi. Fanta, bă! Începe cu Fanta, Mirinda, ăsta ce? Sprite, Pepsi, mă uitam la Pepsi, nu știu. 7 Up, Green Cola, Adria Cola, Coca-Cola original, Mountain Dew și Schweppes. Bun, pentru a lansa aceste sticle avem nevoie de gaz și bicarbonat de sodiu. Am înțeles că dacă mai adăugăm bicarbonat în combinație cu gaz, vom avea și o reacție și mai tare. Vreau să fii forț, eu n-am făcut-o pe asta, dar vreau să văd la tine cum iese, care-i treaba, chiar sunt curios. Bag acolo, forță. Să lansăm rachetele. Bun, începem cu Fanta, da? Care vrei tu? Avem gazul aici, bineînțeles. Iată ce să-l faci, vezi? Da, da. Și care-i treaba? Și cred că mai întâi trebuie să punem gazul. Întâi pui gazul și după aceea, și după aia pui din asta și trebuie să te miști imediat să-l întorci, frate. Bă, dar ce fel dă pe din afară ești nebun? Mamă, îți dai seama ce fel trebuie să o dea? Bombă. Asta zic și deci, hai, trebuie să te miști repede. Tot de depinde de tine. Nu pune mă, că bubuie în cap, să mai ai și rău la alte. Te ajuns? Gata, frate. Eu trebuie să mă dau mai încoa ca să prind și sticla. Poate sare la în gură gazul ăla, vezi, ai grijă. Oare? Păi vezi, mai facem și altele. Experiment, frate. Vai, mamă, dar ce fel a luat un jos, mai văzut? Da, bă, de ce? Trebuia să o iei în sud, dar de ce? Și de ce? Cred că trebuie să mai aștepți puțin. După ce pun ăsta? Iei sticla, o întorci și mai stai puțin așa cu ea. Tu o să o simți, oricum a ieșit, merge. Ideea e că merge. Hai, ia un din ăsta și bagă puțin mai mult gaz. Bine că merge, e bun atunci. Ce e ăsta? Ăsta e Mirinda. Pepsi Cola, nu? Ce Pepsi Cola, mă? Am zis eu primul Pepsi Cola. Acum știu. Hai, bag. Gata, frate. Ajunge, ajunge. Mă dau mai în spate eu ca să pot să prind. Ai văzut? Ai văzut? Trebuie să-l ții puțin așa. Uite ce fel lasă din asta, spumă de la bicarbonat, vezi și o să. Da, da, da. Dar nu știu ce să zic, oare să încerci fără bicarbonat? Bag una și fără, frate. Bag una și fără. Hai să bag una fără. Băga la asta. La Sprite. Bagă și fără, ia să vedem. Deci eu așa am văzut, păi dacă pui bicarbonat ar trebui să sară mult mai tare, știi? Gata, 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 că ai pus. Ia, ia mă, stai așa, stai, 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 stai. Hai, dă-i. Hai, da? Da. Bă, dar de ce, mă, frate? Ia ține-mă să lansez una. Pot? Da, mă, lansează. Să lansez una, mă enervează. Bă, dar ce s-a întâmplat, mă, frații mei? Ce pun să iau din aici? Următorul, ia-l pe Pepsi. Ăsta? Da. Îl fac, vrei să-l fac cu aia? Dar ce are bolnavior? Ei, mă enervează. Băi, las-o. Ia vezi, mă, frate. Hai, regile. Înțeleg, mă. Băi, cred că știi care-i treaba, mă? Care, mă? Bidoane, că-s bidoanele mici, mă? Nu, din contra, că dacă-s bidoanele mici, ar trebui să ducă și mai forță, că au puțin mil. S-a dus ăsta, cum îi spune. S-a dus gazul. Nu mai fac ăștia gaz cum trebuie, frate. Mă enervează tare de tot. Mai fă unul cu din ăsta, cu bicarbonat, da, mai fă unul așa. Ia bagă, vezi, nu-l da pe lângă. Nu, frate. Așa, perfect. Nu-i pun pe tot, din acolo. Pune, pune. Deci eu zic e mult. Pune, pune, pune. Deci asta dacă nu se duce... Hai, pune. Dar vezi repede, să te miști. Nu
cele, gândeam că e problem de la bicarbonat, frate. Oare? Și aia au mințit. Bicarbonat. Mai gheață pe mâini. Vezi cât te arde, mă. Vai, frate. Mă, ce feră mâini. Da, mă, știi ce se întâmplă? Multe vrăjeli din astea pe care voi le vedeți pe internet. Omul pune gaz. Sau cum ați văzut faza aia cu Mentosul, știi? Aia cu Mentosul în care punea... Deci lumea îmi trimitea mie clipuri în care punea două pastile de Mentos și bidonul se ducea în sus. Nu există așa ceva. Punea gaz, da, și n-arăta. Pe așa înseamnă că a făcut... Experimentul ăla nu l-ai pus pe internet. Da. Ai dat o groază din bagi. Nu mai contează. Dar nu mai contează. Dar ai văzut și tu. La ăla cu tot așa, nu ai și n-avea cum să... Nu, mulți fac clipuri și nu arată ce pune exact în video. Ia fă-mă, bagă fără. Hai că bag fără. Mamă, ce mă enervează. Bag cherosen, frate. Bag, frate, cherosen. Acum trebuie să lansezi una din astea toate. Dar văd că bicarbonatul deranjează foarte mult la acest experiment. Înseamnă că a fost fake. Alea fake. Pe internet cu bicarbonat și cu gaz. La fel ca aia cu Mentos, ți-am zis. Cred că tot mai fort se lansează așa timp. Da. Trecem la ăsta, da? Ăsta îl vrei tu. Ăsta, da. Da, nu știu acum. Nu mai bag nici ăștia acid în sucuri. Ce se întâmplă, mă, frate? Știu, zi, prieteni. Hai, dă-i bag aici. Ia, mă, frate. Gata, bă. Da, frate, ia să vedem. Stai, 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 stai. Ha. Ține-l acolo. Nu, dar eu nu înțeleg, frate. De... Bă, eu nu înțeleg. Și tot ce... Băi, nu, jur, eu tot din ăsta am luat. Dacă vă uitați la clipurile mele, am același gaz. Băi, eu cred că a făcut mangreală cu gazul, mă. Băi, a făcut mangreală, s-a expirat, mă? Da. Da, mă. Dacă l-ai lăsat ca prost în mașină toată noaptea, n-are, mă, nicio legătură. Cum îngheța sucul dacă el cade din el? Ce ai, mă, n-are nicio treabă, mă. Ce are, măi, frate, atunci? Băi, fii atent, stai așa. Treci la următorul, nu. Gata. Da, dă-i, dă-i cât te zic eu, mai dă-i. Ia, arată-l să văd cât e. Mai, mai dă. Mai dă puțin. Gata. Ia pune-i acum. Deci dacă ăsta nu se duce... Am aruncat camera în șosea. Ia dă-i. Deci dacă nici așa nu se duce... Asta era, bă, frate. Altceva. Trecem aici la următorul, Mountain Dew. Mai dă din el ca atunci. Cel mai tare. Nu, și spuneți-mi voi în comentarii care ar sări cel mai tare până acum. Toate că n-am mai folosit. Înălțimii sau lungimi? În lungimii vă căluată mai mult, că înălțimii nu prea. Gata? Da. Uai, lău, mamă. Bombă ăsta. Forță s-a dus ăsta. La fix ne-a ajuns și gazul. Bă, dar ce l-a înghețat ăsta, vezi? Da. Pe ce am, dacă n-ai mănuși, să nu pune... Dar stai, cum minte eu, că... Dar și prin mănuși. Și prin mănuși, da, zbogne. Știu, frate. Tu mai rămâne și pentru... Da, mai rămâne. 3, 2, 1, 5. Mamă! Ăsta s-a dus cel mai tare până acum. Am... Ce am ești nebun? Nici n-am apucat să mă duc după el, așa, cu camera. A fost prea rapid pentru mâna mea. Ia să vedem și ultimul, Green Cola cu stevia. Cum voi, frate, să faci cola cu stevia? Cola cu lobăde. Conducător din plantă de stevia. E natural, frate, vezi? Ai băut din asta, ai ulcer instant. Te operează de ulcer. Bă, ținând cont la cât gaz ai pus, s-a dus și-l puțin. N-ai pretenții de la el, adică nu poți. Bun, prieten, cam acesta a fost video. Dacă v-a plăcut, dați acolo un mare like. Cu toate că mă așteptam ca chestia cu bicarbonatul să-l lanseze mult mai tare. S-a dovedit a fi o țeapă. Fake. Și fake. Așa că tot mai bine au sărit cu gaz simplu, nu? Da. Bun, deci dacă v-a plăcut acest video, dați acolo un mare like. Nu uitați să-l distribuiți. Cu voi astăzi a fost Sergiu, iar până data viitoare, pace și respect. Ceau. Nu lăsăm aici, nu facem mizerii. Fii ca lumea, că e urât, e urât. Și așa e murdar pe aici, așa, așa. Normal, frate, luăm și aruncăm la noi. Nu mai trebuie să mai lăsăm și noi. Gata, bă. Ai strâns tot frumos? Am strâns aici, bravo, toate astea. Bravo, bravo. Băgăm aici mașină și ducem la gunoi.